is like water. This place is a desert. I've been walking in circles. I'm screaming for answers. Am I falling to pieces? Or maybe I'm finally breaking through. I need you now. Astăzi sunt în fața voastră de a vă aduce felicitări din partea unei fetițe. Ea este mare, este deja soție, este deja mamă, dar ea rămâne tot să fie micuță-micuță. Aceeași fetiță-micuță care a fost adusă atunci când mămica a avut cea mai mare cumpănă. Adusă în ograda voastră și rugată frumos de dumneavoastră să aveți grijă de ea. Eu astăzi vreau să vă spun mulțumesc. Mulțumesc, bunicuță, că ai avut grijă de mine. Că ai avut atât de mare grijă de mine încât pe tine te-aș numi tot mamă. Îți mulțumesc că ai avut doar cuvinte frumoase pentru mine. Îți mulțumesc că ai împodobit copilăria mea. Îți mulțumesc că mi-ai transformat viața frumos. Tu mi-ai dat toate capacitățile frumoase în educația mea, pe care eu acum încerc, în calitate de mamă, să le fac și copiilor mei, să le dau la fel de frumos ca și tine. Vreau astăzi, bunicuță, să-ți spun mulțumesc. Mulțumesc de zilele frumoase pe care mi le-ai oferit. Mulțumesc pentru faptul că ești cea mai minunată, cea mai specială femeie din viața mea. Îți mulțumesc că mi-ai dat tot ce aveai mai bun. Îți aduce aminte, bunicuță, când am strâns noi împreună căpșunile și le-am dus la piață să le vindem ca să-mi pot permite niște papucei? Și îți mulțumesc mult că atunci nu m-ai certat foarte tare că am vândut căpșunile împreună cu găleata. Îți mulțumesc, bunică, că mergeam cu vacile pe deal și tu mi-ai dat cele mai frumoase amintiri de acolo. Îți mulțumesc că ai fost cea mai frumoasă femeie pe care a văzut satul acesta și rămâi a fi frumoasă pentru mine. 71 de ani încolo s-a născut o mândră femeie, o femeie care avea să ducă pe lume 3 copii, are acum nepoți și strănepoți. Comii, copiii mei, vor să spun și ție mulțumesc că mi-ai crescut o mămică. Iar soțul ei vrea să vă spună mulțumesc că i-ați crescut o gospodină. Și femeie minunată în viață. Dacă știi, Și dacă tot v-ați născut într-o zi de toamnă, uitați-vă că au fost ploi zilele trecute. Dar de ziua dumneavoastră de naștere a apărut soarele. Și cum să nu venim noi cu un coș de flori? Plinuț cu flori de toamnă. Dar care sunt florile toamnă? Crizantema. Dumneavoastră sunteți crizantema acestei familii. No, aici sunt atâtea flori, cât ar vrea mult de tot Alina să aveți ani. Ea vă dorește astăzi, nu doar ani mulți, dar sănătate și multă putere. Multă putere. Să ajungeți la nunta Melisei și a lui Marcus. Promiteți! Și că Alina tot zice, când o să ajungi. După două operații, zice, când o să ajung. Acesta este al dumneavoastră. Doamna Liboșă. Eu sigur că dumneavoastră la 71 de ani știți foarte bine. Ce scrie aici? La mulți ani, bunică. Știi, la mulți ani, bunică, dumneavoastră. Mâncați cu drag, e micuț. Eu am înțeles că dumneavoastră mâncați numai tot ce aveți pe împrejurul casei și de asta am adus o prăjiturică cu micuță. Dar ea e gustoasă, e foarte gustoasă, așa că eu cred că măcar de ciupit o să ciupiți, bine? Doamna Livon, nu știu, dar încercați astăzi la 71 de ani. Să o țineți așa ca amintiri pe raf, până vine Alina acasă, promiteți? Dați-o mână, Alina o să vină și pentru sănătatea voastră o să servească, bine? Înseamnă că am să o vă mână așa oficial. Alina este mare, a crescut, era așa micuță pe aici în curtea aceasta. Dar ea vrea să-și ceară scuze. Ea vrea să-și ceară scuze pentru că nu de fiecare dată este sub îndemână dumneavoastră atunci când aveți nevoie. Nu de fiecare dată poate spune cuvântul potrivit ca să nu vă supere. Nu de fiecare dată potrivește emoțiile ca să vi le transmită. Ea vă iubește mult de tot și dumneavoastră sunteți așa o parte importantă în sufletul ei. Mulțumesc! Sănătate, să ai pe copii, să ieși, Andrei,
să ajungă la mulți ani și să vă facă de ăștia la... Așa care mai mult, care sunt mai cuit pe bătrân sau... Dar nu, Libor, eu am să vin la 100 de ani la dumneavoastră. Hai! Eu vin! Vreau să vă zic din partea Aline că ea, pe lângă faptul că vă iubește și vă respectă mult de tot, și vă spune mulțumesc. Încă o dată, mulțumesc după ea copilării. Poate ea atunci nu a înțeles cât de mult ați făcut dumneavoastră pentru ea. Dar acum că nu are copii, iar că înțelege că ați făcut și jertfe pentru... Acum e timpul ca să închideți ochii și să vă gândiți la o dorință, da? Așa dorință! Eh! Ca la 71 de ani. Doamna Libov, de dragoste, suflați lumânarea așa cu poftă pentru o dorință. Așa. Haide!